este nisipul de un singur fel. Iar pentru ca să fie gustoasă, e indicat să te joci pe vreme frumoasă. Te așezi în genunchi și îți imaginezi un proiect. Dacă nu reușești, trag un unchi, ori un arhitect. Pentru început, ridici un zid. De preferință solid, că punceaul e numai bun. În interior trebuie să așezi tot felul de dovezi, pentru ca într-adevăr să nu gătești o tocană trasă de păr. Castelului ridici mai de aripa dreaptă, cu fel de fel de încăperi și cămări. Iar ca să o faci de tot coaptă, imaginează foarte multe scări. În mijloc, înalți turnul cu acoperiș, care în loc de țigle, așezi frunziș. Cealaltă arpă a castelului de lut îi zidește din cărămizi de lăut. Oricum, cât mai multe coridoare îi dau tocăniței culoare, cât mai multe ferestruici fac în bucăture grozav de dulci. Apoi, presar condimente peste parapete și zaharicale peste dale. Turnurile de fază le învelește în varză. Pasajele care stravat curtea, dacă vrei,